Bun găsit, stimați telespectatori ai televiziunii Cult TV! Peste 220.000 de elevi din țară vor susține prima probă orală la limba și literatura română, aceasta fiind o probă eliminatorie. Și în orașul nostru, încă de la primele ore, părinți, elevi și profesori erau prezenți în fața centrelor de examinare. Cum s-a desfășurat în Călăraș prima probă a examenului de bacalaureat, vă invităm să urmăriți materialul. Sunt Alina Nicoleta Matei și vă urez vizionare plăcută. La revedere! Sunt Alina Nicoleta Matei, stăm de vorbă cu Gheorghe Stoianovici. Cum s-a desfășurat până la această oră examenul la limba și literatura română? Bine, cu emoția de rigoare, început de examen, evident, toate lucrurile au mers așa cum trebuiau să meargă. Niciun incident. Asta vreau să mă întreb, n-au fost incidente? Nu, și e normal să nu fie. Este un examen pe care l-am pregătit de mult timp, l-am pregătit bine. Copiii știu ce trebuie să facă în zona aceasta de ce ține de birocrația examenului. Deci lucrurile decurg din acest punct de vedere normal. Primele impresii sunt bune, copiii se descurcă onorabil la proba scrisă, atât cât am putut eu să înțeleg. Elevii au fost destul de pregătiți pentru proba orală la limba și literatura română? Proba orală de limba și literatura română este una care se bazează pe creativitatea elevului și trebuie să mărturisesc că până în acest moment sunt bucuroasă pentru faptul că există un limbaj al adolescentului, că există încrederea că subiectul pe care elevul l-a tras îi atrage după el șansa bucuriei și a unei note mari. Sunt subiecte generoase, ei sunt într-o stare disponibilă extrem de convingătoare și ca atare este o bucurie că bacalaureatul se desfășoară la acest nivel. Creațiuni ce prin noutatea lor atrag poate cu vreo timp publicul și sunt la modă. Un alt stil literar folosit, ceea ce este la baza acestui text, este personificarea lui Eminescu pentru Naslaci. Compară două fapte sau două argumente identificate în textul dat pe baza unei relații de tipul asemănare de o subiere subiectivă, obiectiv sau puncte convergente și puncte divergente. Ce subiect ți-a picat? Ion Slavici. Și un text jurnalistic de către Eminescu pentru Ion Slavici. Cum te-ai descurcat? Destul de bine, zic eu. Am luat 10. Bravo, felicit. Mulțumesc. Ce subiecte ți-a picat? Postmodernismul, în special poezia obzecistă, din anii 80. Te așteptai? Sincer, da, mă așteptam pentru că am mai recapitulat textele acelea de la română oral și printre ele erau și textele acelea despre postmodernism. Ne poți spune ce notă ai luat? 10 și 10. Sunt Georgiana Jurubiță de la televiziunea Cult TV. Sunt de vorbă cu Șef lucrări dr. Nagu Cecilia, Comisiei de Bacalaureat, Liceul Mihai Eminescu. Cum s-a desfășurat până la această oră examenul oral la proba limba și literatura română? Totul a decurs în mod normal, conform orei de intrare a studenților. S-au luat note bunicele, sunt încântați, copii buni, da? Totul este în regulă. Vă mulțumim. Cum ți s-a părut comisia de jurizare? De treabă. Ce subiecte ți-a picat și cum te-ai descurcat? Umanismul. Umanismul. Te-ai descurcat destul de bine? Nu, acceptabil. Cum ți s-a părut comisia de jurizare? Mi s-a părut foarte îngăduitoare. Nu mi-a pus întrebări care să mă încurce, au fost destul de ușoare. Chiar m-au ajutat, mă încurcasem la un moment dat. Și chiar mi s-a părut drăguț. Ce notă ai luat? 10. Bravo. Cum ți s-a părut ție comisia de jurizare? Comisia a fost, din punctul meu de vedere, o comisie foarte bună. Nu știu ce să mai zic. Ce subiecte ți-a picat?
Mi-a căzut numărul 98 despre Teodor Masil. Și ce notă ai luat? 10. Sunt Alina Nicoleta Matei, reporter la televiziunea Cool TV. Stăm de vorbă cu conferențiar universitar Dr. Daniela Crețu, de la Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Cum s-a desfășurat până la această oră proba la limba și literatura română? S-a desfășurat în condiții foarte, foarte bune. S-a respectat metodologia de examen, de organizarea examenului de bacalaureat. Nu sunt niciun fel de probleme. Elevii au intrat la examen, au ieșit mulțumiți, au luat toți examenul, deci totul este în regulă. Cum te simți înainte de examen? Păi am ieșit. M-am simțit emoționată la început. Și cum ți s-au părut subiectele? Și grele și ușoare. Alții au ieșit cu subiecte mai ușoare, eu am avut un subiect mai greu. O spune ce notă ai luat? Da. 9.50. Bravo, felicitări. V-ai intrat? Da, am intrat. Și cum ți s-au părut subiectele? Nu chiar așa de ușoare. S-a părut puțin greu. Că mi-a picat ceva care nu am avut nimic. Nu am învățat. Ne poți spune nota? Da, 8.